iubiți credincioși, astăzi este ultima zi a anului 2022 și de mâine vom începe un nou an 2023 pe care cu toții îl dorim să fie mai bun. Această schimbare a anilor, această trecere dintre ani, trecerea la un an, la altul, noi suntem chemați să o facem prin rugăciune. Aproape în toate bisericile din România și mai ales la mănăstiri și la catedrale episcopale, la slujba dintre ani, deci la trecerea dintre ani începând cu 11 și jumătate, 23-30, 24, se face slujba de Tedeum, slujba de mulțumire pentru ce Dumnezeu ne-a dat în anul care a trecut și slujbă de rugăciune pentru începerea noului an. Așadar, primul lucru care trebuie să știm pentru început de an este că această trecere dintre ani trebuie să o facem în rugăciune, adică trecerea dintre ani să o facem cu rugăciune de mulțumire către Dumnezeu pentru anul care a trecut, pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat în anul care a trecut, și apoi să facem o rugăciune ca Dumnezeu să binecuvinteze cu luna anului care vine, pentru că toate se desfășoară în purtare de grijă, în lumina lui Dumnezeu, în binecuvântarea Lui, în bunătatea Lui și mai ales în purtarea asta de grijă plină de iubire. Dumnezeu ne poartă de grijă pretutindeni, prin tot ceea ce face lume. Tot ce a creat în lume, apa, aerul, natura, animale, toate sunt spre folosul nostru, spre bucuria, binecuvântarea și desfătarea omului. Dar mai ales Dumnezeu, deci, își arată, deci, prin toate cele create, binecuvântarea sa, harul sau iubirea sa față de noi, noi ne împărtășim de ele, dar mai ales Dumnezeu își arată bunătatea și iubirea sa față de noi în biserică. Biserica este izvorul harului, este împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Și în biserică, unde avem Sfânta Liturghie și izvorul celor șapte taine și toate harurile dumnezeiești, aici în biserică avem întotdeauna rânduit ca noi să ne adăpăm de har cu ocazia fiecarei zile importante din cursul anului bisericesc și din cursul anului calendaristic. Și tot așa biserica ne-a dat și în acest nou an, ca să ne îndulcim duhovnicește, să ne adăpăm, să ne întărim, să ne hrănim. Și ne-a pus biserica, la început de an, biserici, calendaristic, trei sărbători. Ne-a pus tăierea împrejurul a Domnului Iisus Hristos, ne-a pus praznicul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare și anul nou, civil, pentru care ne rugăm cu mulțumire pentru ceea ce a trecut și ne rugăm ca Dumnezeu, Domnul Hristos, să binecuvânteze cu luna anului care vine. Ce trebuie să știm noi la această întreită sărbătoare? Ce trebuie să învățăm noi din aceste trei praznice care se sărbătoresc într-o singură zi, la 1 ianuarie? Mai întâi trebuie să învățăm că Domnul Hristos, din iubire pentru noi, la 8 zile după naștere a suferit tăierea împrejur. Așa se spune într-o cântare care se va cânta la slujba vecerniei în seara aceasta, la privegherea pentru 1 ianuarie. Pogorându-se Mântuitorul la neam omenesc, a primit înfășare în scutece. Nu s-a scârbit prea bunul Dumnezeu de trupească tăiere împrejur. Cel de 8 zile după mamă și fără de început după tată. Deci Mântuitorul nostru a venit din dragoste pe pământ, din dragoste nu s-a scârbit ca să ia trup de om și din dragoste s-a născut în peșteră sărăcăcioasă, din dragoste a fost purtat în brațe de femeie, în brațele Maicii Domnului, din dragoste a supt lapte de mamă, întru toate semănându-se nouă afară de păcat. De aceea El primește de dragul nostru și această dureroasă circumcizie
circumciziune care a fost dată de Dumnezeu lui Avraam atunci când l-a născut pe fiul său Isaac. La vârsta de 100 de ani și apoi la toți cei de parte bărbătească din neamul evreiesc, din neamul lui Avraam, din popor ales, care era un semn al legământului lor cu Dumnezeu. Această tăiere împrejur îi arăta că ei sunt al lui Dumnezeu, că sunt aleșii lui Dumnezeu, că sunt poporul lui Dumnezeu, că sunt copiii lui Dumnezeu, alecum, neînfiați încă, dar care se pregăteau de înfiere prin Iisus Hristos. Prin Iisus Hristos care avea să se nască, ei se așteptau ca să se nască Fiul lui Dumnezeu din neamul lui Avraam, din neamul lui Isaac, din neamul lui Iacob, din neamul lui David și apoi prin Iisus Hristos să primească înfierea. Și iată că această practică de a tăierii împrejur dureroasă, care este un semn văzut al unui legământ cu Dumnezeu, dar care în sine nu reprezintă nimic, o primește și Mântuitorul nostru la 8 zile. În biserica creștină avem echivalentul botezului. La 8 zile se pune numele și avem botezul creștin prin care se primește numele și prin care cel botezat devine fiu al bisericii, fiu al lui Dumnezeu, fiu al împărăției cerurilor prin Iisus Hristos. Ei, iată ce învățăm noi din această tăiere împrejur a Domnului Iisus Hristos. Mai întâi învățăm, cum spunea Sfântul Apostol Pavel, că tăierea împrejur trupească, așa cum au evreii, nu reprezintă nimic în sine, nu reprezintă mare lucru. Dar ni se cere tuturor o tăiere împrejur a inimii. Sfântul Apostol Pavel spune că nici tăierea împrejur nu reprezintă ceva, nici netăierea împrejur, ci omul cel nou, omul cel nou, omul cel dinăuntru al inimii, omul inimii, care trebuie tăiat împrejur. Ce înseamnă această tăiere împrejur a inimii? Această tăiere împrejur a inimii înseamnă tăierea, stârpirea, dezrădăcinarea, până la urmă, a patimilor noastre. În sufletul nostru, datorită păcatului strămoșesc și datorită păcatului în care ne naștem, stăpânește satana cu cele 8 patimi de moarte, cu trufia și zămizlirea într-o act de trufie, de mândrie din partea bărbatului. Mândria, cu mânia, cu lăcomia, pofta, de la lăcomie vine pofta desfânată, mânia sunt jugate cu mândria, lenea, din lene se naște invidia, gelozia, pisma, apoi slava deșartă și toate aceste patimi care domnesc în noi și ne fac de nu putem să fim curați cu inima și să primim pe Iisus Hristos cel născut în inimile noastre, toate aceste patimi trebuie dezrădăcinate. Noi ar trebui, așa cum am auzit la nașterea Domnului Iisus Hristos, că Iisus Hristos ar trebui să se nască în inimile noastre. Și Iisus Hristos la botez a luat chipul în inimile noastre și El trăiește în noi, trebuie să crească și să ne mântuiască, să trăiască viață pentru noi personal, pentru fiecare în parte. Și atunci noi, neprimindu-L în inimile noastre datorită patimilor, pentru că și după botez încă patimile lucrează, noi prin aceasta ajungem să nu simțim pe Hristos, să nu simțim în sufletul nostru și să nu simțim iubirea Lui, pacea, bucuria, adică cele 10 daruri nouă, 10 daruri de Duhului Sfânt, iubirea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facere de bine, blândețea, înfrânarea și curăția. Toate aceste daruri trebuie să le simțim în sufletul nostru, să le trăim și prin aceasta să simțim pe Iisus Hristos, că El trăiește noi, El iubește noi, El se bucură, El radă, El curăță și ne curățește, El
El ajută, El se milostivește, El crede, El face bine în toate, adică lucrează Dumnezeu, noi trăiește, noi să fim, noi suntem purtători de Hristos și El trăiește noi și noi ne împărtășim de Dumnezeu. Noi ne împărtășim de Dumnezeu și înăuntru nostru și în afara noastră de Iisus Hristos. Și această împărtășire, deci ar trebui să o facem prin tăierea împrejur a inimii, renunțând la patim. Sigur, această renunțare este dureroasă, așa cum dureroasă era și tăierea împrejur. Este dureros ca să estompez, să înfrânez mânia când fierbe. Este dureros să înfrânez pofta când clocotește, ura, gelozia. Toate sunt grele și toate sunt dureroase. Dezrădăcinarea lor este dureroasă. Și pentru aceasta ne este dat ajutor numele Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a primit nume la 8 zile după naștere, numele Iisus, care înseamnă Mântuitor. Ca numele Lui, zice Sfântul Apostol Pavel, tot genunchiul să se plece al celor cerești, al celor pământești și al celor de desubt. Adică nu este alt nume dat în cer și pe pământ mai puternic decât numele Domnului Iisus Hristos. E singurul nume prin care ne mântuim. În numele Iisus Hristos ne putem mântui. În numele, prin persoana și prin învățătura și prin jertfa lui Iisus Hristos ne putem mântui. Tot ceea ce va chema numele Domnului se va mântui. Și de aceea, iată, ne este dată această schimbare, această renoire pe care trebuie să o trăim de-a nou, ne este dată să o facem prin tăierea împrejur a inimii, deci prin renunțarea la patim, părăsirea patimilor și prin primirea lui Iisus Hristos în sufletul nostru, hrănindu-L mereu cu Duhul Său cel Sfânt și hrănind sufletul nostru cu numele Lui. Numele lui Iisus Hristos este atât de dulce pentru suflet. El este hrana sufletului. El este respirația sufletului. El este băutura sufletului. Dulceața mea, spune acatistul Iisus, e bucuria inimii mele. Iisus e tăria sufletului meu. Iisus e puterea trupului meu, Iisuse, Mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, Luminatorul meu, luminează-mă, Iisuse, plinirea tuturor prorociilor, Iisuse, dulceața preoților, Iisuse, bucuria preacuvioșilor, Iisuse, bucuria călugărilor, Iisuse, înfrânarea pusnicilor, deci toate este Iisus. Și pe Iisus Hristos, deci îl primim în noi, îl tragem în noi, prin rugăciunea lui Iisus, care o practicăm ca și respirația. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Pe mine și întreaga lumea Ta! Doamne Iisuse Hristoase, deci asta este rugăciunea de toată vremea prin care putem să atragem pe Iisus duhovnicește noi, Harul lui Iisus, și să-L atragem în noi și să rămână în noi. Prin Harul Iisus, prin renunțarea la patim și prin Harul Iisus, se poate face această înnoire a noastră, o naștere din nou. Se spune, Mântuitorul îi spune lui Nicodim în Evanghelia după Ioan, în capitolul 2, că nimeni nu va intra în împărăția lui Dumnezeu dacă nu se va naște de sus. Nimeni nu poate intra dacă nu se va naște din nou, nu se va naște de sus, din apă și din Duh. Iată, acesta ne este dat la început de an, ca noi să ne înnoim. Înnoirea ca toate să fie bune în an, toate să fie noi, toate să fie plăcute, așa cum sunt la Dumnezeu. Fiecare zi este nouă, este o nouă zi. Iată, soarele sare de mii de ani sau poate de milioane, cu aceeași prospețime. Așa sunt toate la Dumnezeu. Iisus Hristos este singura noutate din univers și cel mereu veșnic nou. Și noi prin El primim și noi noutate absolută, suntem mereu noi, intrăm în viața nemuritoare, trăim în tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, trăim această tinerețe veșnică, viață încă de pe pământ, ne împărtășim de El. Deci aceasta este lucrul pe care trebuie să-l știm de-al nou. Ne mai este dat modelul Sfântului Vasile, pentru că Sfântul Vasile a fost un model exemplar de creștin. Modelul exemplar de copil, de tânăr,
de student, atunci când era la facultate în Atena, a mers doar la școală. 6 ani cât a trăit în Atena, cu Sfântul Grigore Teologul, au uimit pe toți profesorii, dascării lor și studenții și o întreaga capitală a Greciei Antice, prin asceza lor. Erau niște tineri atât de, care mâncau doar mâncare de post, mergeau doar la biserică și la studiu, încât multă lume a venit la Dumnezeu prin modul lor de viață. Sfântul Vasile, deși a fost un savant, iată, este un model absolut. El este un model de creștin absolut, după aceea modelul de preot absolut, modelul de dascăr absolut, este între cei trei mari dascări al bisericii din toate timpurile, modelul de episcop absolut. După ce el a terminat studiile la 30 de ani, s-a botezat, că atunci așa era obicei, s-a dus în Țara Sfântă, a stat un an mai bine prin Țara Sfântă, din Egipt, și s-a botezat în râul Iordan împreună cu filosoful Eugul, dascălul său. Și după ce s-a botezat, toată lumea aștepta să ia funcția în locul tatălui său, care era prefect al ținutului Capadocia, provinciei Capadociei. Dar el nu face acest lucru, ci merge în pustia Irisului cu Sfântul Grigore și trăiește viață pusnicească 11 ani. Într-o sărăcie absolută, mâncând doar verdeți, rugându-se neîncetat și meditând asupra textului la Sfintei Scripturi. De aceea el, prin asceza lui, a ajuns cel mai mare rugător al bisericii, care ne-a lăsat molițele Sfântul Vasile cel Mare, a compus o liturghie, a scris un tratat despre Duhul Sfânt, un tratat despre zilele creației, numit cele 6 zile, numit Hexaimeron, a scris atâtea cărți bune, folositoare, dar el mai mult decât orice a fost un trăitor. Și pe la 40 de ani a fost făcut episcop și în cei 9 ani a făcut o lucrare, cât a trăit până la 49 de ani, care a rămas în istorie ca una dintre cele mai importante lucrări episcopale, dacă nu poate chiar cea mai importantă, câte s-au făcut vreodată în istoria lumii, în istoria bisericii. În cei 9 ani a construit zeci de biserici, de spitale, de azile. Este primul episcop din lume care a construit spitale, azile, case de bătrâni, case de copii, din propriile sale venituri, pentru că a fost prinț, a fost un om foarte bogat și a folosit toată bogăția familiei sale pentru ajutorarea săracilor și a bolnavilor și a tinerilor și a bătrânilor nevoiași. Și prin această lucrare numită Vasiliada a rămas și cel mai mare binefăcător al bisericii. Deci iată, Sfântul Vasile a putut să fie deodată cum ar trebui să fim noi toți. Mare mistic, adică mare rugător, mare trăitor, care întotdeauna punea pe Dumnezeu și în același timp a putut să fie și un mare organizator, un mare om de acțiune. Și ne-au rămas din viața Sfântului Vasile atâtea minuni și vreau să vă spun doar una, pentru că Sfântul Vasile întotdeauna punea pe Dumnezeu deasupra. Punea pe Dumnezeu mai presus de orice. Dumnezeu era prin planul vieții lui. Dumnezeu era respirația lui. Și el, pentru că atât de tare puternic credea în Dumnezeu și se ruga neîncetat, mânca doar pâine de orz și purta o haină de păr, de cămilă și ca episcop, doar pâine de orz și apă o dată în zi. De aceea, el singura lui credință era Dumnezeu și rugăciunea. Și atunci când împăratul Iulian Apostatul a vizitat Capadocia, cerându-i bani pentru întreținerea armatei, să ia bani de la spitale, de la case de copii, de la case de bătrâni, de la mănăstiri și să-i dea pentru întreținerea armatei. Sfântul Vasile a refuzat, că nu poate, pentru că Sfântul Vasile era cunoscut pentru bogăția lui care o moștenise din familie, o familie cu 10 copii, de care au trăit 5 și toți sunt sfinți, părinții sfinți, copiii 5 sfinți și bunicii sfinți, iată, o membre ai familiei sfinți. Și împăratul Iulian s-a supărat foarte tare și a spus, dacă, pentru că m-a înfruntat și nu mi-a dat, mi-a dat să mănânc pâine de os, că Sfântul Vasile mânca pâine de os. Și a dat și lui Iulian ceea ce mânca el, pâine de os. Și atunci împăratul s-a supărat și a plecat la un război cu perșii și i-a spus lui Sfântul Vasile, când mă întorc, o să șterg de pe fața pământului Cezaria și pe tine o să te omor. Și Sfântul Vasile nu s-a speriat. Și deși a fost coleg de facultate cu Iulian și sigur că putea
printr-o intervenție omenească, să discute cu el sau prin alții mijlocitori, că să caute o soluție omenească de salvare. Sfânt Vasile n-a apelat la nici o soluție omenească, ci doar la soluția credinței, chiar rugăciunii. A adunat tot poporul în biserică și s-a rugat toată noaptea, a făcut priere toată noaptea și în timpul Sfintei Liturghii, pe la 3 dimineața, Sfântul Vasile a văzut cum Maica Domnului poruncește Sfântului Mare Mucenic Mercurie ca să meargă și să-l ucidă pe dușmanul fiului ei. Iulian Apostat a fost un vehement luptător împotriva creștinismului, a vrut să reactiveze păgânismul așa activat, a omorât sute de creștini, sute de monahi, sute de preoți, pentru că el voia să restaureze păgânismul antic, cultul idolatriei. Și atunci toată lumea, toți creștinii trăiau într-o frică de neimaginat și Sfântul Vasile a văzut în vedenie cu Maica Domnului l-a trimis pe Sfântul Mucenic Mercurie, iar Sfântul Mare Mucenic Mercurie din icoana asta, din biserică, din catedrală, din Capadocia, a dispărut pentru câteva clipe și s-a întors înapoi cu surița sângerată. Și Sfântul Vasile a oprit slujba și a spus miilor de credincioși în biserică, iată dușmanul lui Iisus Hristos, dușmanul credinței a murit în luptă. Și s-a aflat apoi că Sfântul Iulian a murit în luptă, străpuns de o suliță nevăzută de oameni, sigur că era trimis din cealaltă lume, strigând, mai invis, mai farinene. Ai văzut și el în vedenie pe Sfântul Mucenic Mercurie și a crezut că e Domnul Hristos. Și iată Sfântul Vasile, deci în cel mai grele soluții pentru el și pentru biserică, apela la rugăciune și în puterea rugăciunii. El așa și sfârșit era foarte bolnav, iarna, mai ales câte 3-4 luni nu s-a ridicat de pe pat și se spune că pe targă fiind avea 30-35 de kilograme pe pat, uneori era dus la biserică și vorbea câte 4-5 ore de pe targă, credincioșii nu se săturau să-l asculte, atât de dulci erau cuvintele lui, cuvinte duhovnicești. El este numit împăratul cuvintelor, gura Duhului Sfânt. Sfântul Grigore Teologul numește tocmai cu apostolii, zice, care i-a depășit pe proroc și a egalat pe apostol, și că Sfântul Vasile este măsura virtuții. Orice virtute, dacă vrei să o găsești, până unde merge postul, până unde merge smerenia, în toate Sfântul Vasile este un model. Și el, deci chiar bolnav, înainte de a muri, când medicul evreu Iosif i-a spus, prea simțite, se pare că nu se mai apuce apusul soarelui, el i-a spus, așa credință în Dumnezeu avea, ce zici tu, Iosif, dacă eu dimineața mă trezesc sănătos, trăiești tu la credința creștină, evreu fiind. Și atunci l-a spus, dacă dumneata mai trăiești mai mult, preasfințite, trăiești mai mult decât apusul soarelui, eu mâine mă botez cu toată casa mea. Și într-adevăr, dimineața Sfântul Vasile s-a trezit sănătos, a mers la biserică, a făcut singur Sfânta Proscomidie, a slujit utrenia, și la o dimineață s-a auzit în toată cetatea că mitropolitul este la biserică, slujește slujba după ce zecuse 3-4 luni pe pat. Și a venit evreul Iosif cu toată casa lui și a stat la Sfânta Liturghie și după Sfânta Liturghie Sfântul Vasile a botezat. L-a botezat și a pus numele Ioan și a fost o mare bucurie în toată cetatea, cel celebru medic, prin sfințenia vieții Sfântului Vasile, prin credința și prin rugăciunea Sfântului Vasile, care îl purta pe Hristos în inima lui, Sfântul Vasile, purtătorul de Hristos și iubitorul de Hristos, care a mântuit atâtea suflete și prin rugăciunile lui și prin sfaturile lui, l-a schimbat pe acest evreu, medic evreu, care a devenit creștin, trăitor, și care a spus cu adevărat cum este Dumnezeu, așa este și Vasile. Și Sfântul Vasile, după ce a slujit liturghia, în veșminte arhierești, deci trupul era uscat, slăbit, avea 30 de kilograme aproape, dar s-a pus pe scaun arhieresc și în poziție de binecuvântare, așa cum Domnul Iisus Hristos s-a ridicat de pe muntele măslinilor, binecuvântând pe ucenici, așa Sfântul Vasile a plecat din lumea aceasta. Deci,
a plecat după modelul iubitului său Hristos. Deci iată ce model frumos avem în ziua de anul nou pe Sfântul Vasile, care ne ajută să trăim nașterea din nou și să-L ducem pe Iisus Hristos în inima noastră și să-L purtăm în inima noastră, așa cum l-a purtat Sfântul Vasile. Sfântul Iosif, evreu, devenit Ioan, i-a spus cu adevărat, ai murit că ai vrut tu să pleci la Hristos, stăpâne, pentru că dacă ai fi vrut, ai fi putut să mai rămâi. Deci așa har și putere avea Sfântul Vasile. La mormântarea lui au fost zeci de mii, poate sute de mii din toată Capadocia, din toate părțile lumii, și păgâni, și evrei, și eretici, toți, pentru că toți îl cinsteau ca pe cel mai important om din vremea lui, cel mai plin de lumină, cel mai plin de înțelepciune, cel mai plin de sfințenie. Iată, deci, ce exemplu frumos și ce sărbători frumoase ne pune Biserica în această zi de 1 ianuarie, ca noi să putem trăi această înnoire sufletească, să devenim noi mai buni, că dacă devenim noi interiorul nostru mai bun, atunci toată lumea se schimbă. Dacă noi am devenit mai buni, ar fi raiul pe pământ. Fiecare să începem această schimbare cu noi înșine. Domnul Iisus Hristos, Cel care de dragul nostru a venit pe pământ și a primit trupească trăiască tăiere împrejur, pentru rugăciunea preacurate Maicii sale, pentru rugăciunea Sfântului Ioan Vasile cel Mare și pentru rugăciunea tuturor Sfinților Săi, să ne miluiască, să ne întărească pe noi în noul an și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește pe noi. Amin.